Rodica Cilibia este noul președinte al Colegiului Medicilor din Mehedinți. Cu o vastă experiență ca medic primar ATI, Rodica Cilibia este în prezent șef la secția de terapie intensivă din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin. Noul președinte își propune ca în următorii 4 ani să-și reprezinte cu onoare colegii medici, să apere profesia medicală și să îmbunătățească activitatea doctorilor. Colegiul Medicilor Mehedinți are un nou președinte. Șefa secției ATI a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, medicul primar Rodica Cilibia, va ocupa această funcție pentru următorii 4 ani. Colaborarea mai eficientă între cadrele medicale și îmbunătățirea relației cu unitățile spitalicești sunt câteva dintre prioritățile noului președinte al Colegiului Medicilor. Colegiul Medicilor a avut întotdeauna o relație bună cu membrii colegiului, deci conducerea colegiului, și noi vrem să păstrăm această colaborare. Vom respecta legislația în vigoare, vom promova etica și deontologia medicală, vom milita intens pentru o mai bună colaborare între medici din diferite specializări, vom încerca o îmbunătățire a relației medic-pacient, care este foarte importantă. Sistemul medical de sănătate, într-adevăr, are multe probleme. Ce vom putea să facem? Vom încerca să îmbunătățim activitatea medicală prin cursuri de specializare. Sunt acele cursuri creditate MC care vor ajuta la îmbunătățirea calității activității medicale. Din noua structură a biroului executiv al Colegiului Medicilor mai fac parte Simona Maria Florea, Sânziana Ugrai, Constantin Darius Ungureanu și Cristian Șteanță.